Suntem aici de vreo oră și stăm de vorbă cu oameni. Oamenii, să știți, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă la guvern. Astăzi e o zi foarte, foarte importantă. Se vor duce negocieri toată ziua și se va vedea cine rămâne, cine pleacă. Va fi ca Dragnea sau va fi ca Tudose? La ora 17 începe ședința de la PSD. Cu siguranță știți deja până la ora aceasta. Până atunci vor fi negocieri. Între timp, premierul Mihai Tudose, care vrea o remaniere, vrea să-i scoată din guvern pe Sevil Șaide, Rovana Plumb, Ilan Laufer, Răzvan Cuc și Viorel Ilie de la ALDE, pe unii pentru că au probleme penale, pe ceilalți pentru că nu au avut performanțe. Ei bine, Mihai Tudose va fi în scurt timp împreună cu președintele Klaus Iohannis într-o vizită la uzina Ford, semn că președintele îl susține pe Tudose. Se va vedea cum vor fi taberele diseară la ora 5, negocieri vor fi până la noapte. Oamenii însă, să știți că sunt foarte nemulțumiți pentru că ei se uită mai mult la prețuri și se gândesc la salariul de luna viitoare. Îl am alături de mine pe domnul Gheorghe, l-am întâlnit aici la piața Obordis de dimineață. Bună dimineața! Să rămână, să rămână! Urmăriți ce se întâmplă, da? Absolut, suntem la curent cu toate. Și cine-i devine? Cum se va termina asta? Cum să se termine? Domnul Dragnea trebuie să plece de la guvernare, deci nu se poate altfel. Este foarte, cu un host nu se poate sta. PSD-ul a fost, de când s-a înființat PSD-ul ăsta cu domnul Iliescu? Cine a provocat criza de acum? Cine? Domnul Dragnea, ce să producă? Dar domnul Tudose e un om ok, prim-ministru, e un om ok, adică... Ce ar trebui să se întâmple la ședința din această seară? Să se schimbe miniștrii pe care îi vrea dați afară Mihai Tudose? Să rămână oamenii de încredere lui Dragnea în guvern sau ce? Nu, odată ce e urmărit de DNA, trebuie să plece. Deci toți trei miniștri trebuie să plece. Nu. Dar dacă sunt nevinovați? Nu, nu cred, nu cred, nu. Deci DNA-ul n-are cum să te... Cum să vă spun eu... DNA-ul n-are cum să te urmărească dacă n-are ceva la mână. Adică... Da, ați văzut că se mai întâmplă să ajungă și oameni nevinovați, și în arest, și la pușcărie. Ajunge la nevinovați care e om de rând, adică nevinovat, dar ei n-are cum să fie nevinovați. De ce, de ce nu-i bănuiți deloc de nevinovăție? Are mâna prea mare. E mâna prea mare, n-are cum. Adică dacă ajungi într-o funcție, practic, nu poți să nu te murdărești, asta îmi spuneți. Nu, n-ai cum să nu te murdărești. Nu, ajungi într-o funcție, n-ai cum să nu te murdărești. Așa, un murdărând n-are păcie și el ia pe bietomul la săracul. Stai așa că ai vândut nu știu câte hectare și de unde, nu e adevărat. Omul nu are atâta hectare de pământ. Va ieși cu scântei astăzi? Foarte, iese chiar cu scântei. Și cu cine țineți? Cu Tudose, înțeleg. Cu domnul Tudose, domnule. E un om ok, adică... Dar știați înainte să fie propus prim-ministru? Nu avea domnul să știu, nu l-am văzut niciodată. Păi și așa în 4 luni v-ați convins că e cel mai bun? Păi să știți că în 4 luni a mișcat adică ceva. Adică ce a făcut? Domnule, a mișcat ceva. Bine, acum nu știu cu doamna prim-ministru de la muncii, cum îi spune... Doamna Olguța, Vasile. Doamna Olguța, cum vrea să facă ea de la angajator la angajat. Cu... Ați înțeles cum e cu contribuții? Nu înțeleg, n-am înțeles nimic. Dar vă afectează la salariu? Nu știu, cu Dumnezeu înainte acum. Afectează, nu afectează, asta e. Ce mesaj aveți pentru cei care se ocupă acum de criză în loc de să se ocupe de guvernare? Păi nu, se ocupă de guvernare, lasă criza, că iar e bărea. Dacă intrăm în 2008, iar e bărea, nu mai ieșim.